Simona, cum este să fii campion? Este foarte greu. Atunci, până să ajungi campion, în spate este foarte, foarte multă muncă, disciplină, ambiție, respectul de oameni față de oamenii cu care am lucrat, colegele, și cred că atunci când ești să rezolvi pe cei din jurul tău și muncești, ești ambițios, realizezi sau poți atingi perfecțiunea. Și mă bucur că sunt alături de acești oameni care au și care sunt sigură că au realizat și vor realiza și mai departe, eu știu, performanță în domeniul pe care îl ca să ajungi să faci performanță și să te urci pe podium și să asculți imnul național de pe locul întâi, trebuie foarte multă muncă. Cum faci să treci peste acele eforturi, acel, cum să zic, îți vine câteodată să fugi de eforturile pe care le-ai făcut? Am trecut prin momente foarte grele, dar eu în spate am avut familia, care mai târziu au fost antrenorii care au fost în spate, nu și mele rezultatelor, dar și colegele. Cred că și dumneavoastră aveți în spate oameni puternici, mari, soții, care sunt alături de dumneavoastră și vă susțin tot ceea ce faceți. Pentru că întotdeauna vine un moment când vrei să